Salutare, prieteni, bine ați revenit pe canalul Alin de la Strehaia. Prieteni, n-am filmat nici ieri, nici alaltă ieri, nici... Bună, prieteni, pe Alin de la Strehaia, suntem pe canalul Alin de la Strehaia, prieteni. Și prieteni, uite, a condus Alin toată ziua, ieri am mâncat la 8 țară. N-am auzit. Astăzi toată ziua, iar n-am mâncat, mâncăm mai de țară. Stați așa că ne parcăm acum aici, așa. Ne parcăm undeva. Și stăm de vorbă. Da. Vreau să discut cu Ion astăzi. Discută cu separat, Ion. Vreau. Să-mi placă mie. Du-te acolo singur. Eu cu Alin. Păi nu mă, cum separat. Tu-te jos. Cum stai așa, să luăm un tichet aici la parcare. Păi nu vrei să mai urcăm sus la patroană? Nu, ce să urcăm sus? Haideți acolo, pe fingerul pinge salam. Nu mâncăm salam. Mariză. Suntem la ghiuvetă. Suntem la ghiuvetă cu robine și nu-mi place. Ia stai așa. Da, măi, prieteni, și sunt de cu patroana, cu John, se ceartă toată ziua. Dă-te jos cu el, că eu nu suport aici să vorbească. Nu, de ce? Nu suport. Bine, Ioane, stai, mă, Ioane, aici. Bine, Ioane. Acesta, dă-te jos, vorbim. Dă-te jos. Ioane. Eu nu suport acesta, om, prieteni. Nu știu cum a făcut. Prieteni, acesta, bă, Ioane, om, vino. Vino la geam, vino la geam. Dragi prieteni, mulțumesc lui Alin din suflet că mi-a dăruit ceva bun. Vorbim ce mai tare, că nu te aude. Mi-a dăruit niște bănuți, îi mulțumesc din suflet și lui și lui Mirela, că mă ajută amândoi. Și lui Nea Vasile? Și lui Nea Vasile și lui, și lui David, bravo, David, bravo. Și la bunicii lui Mirela și la părinții lui Mirela, le doresc multă sănătate și mult noroc în viață. Ok, totul regulă. Prieteni, vreau să vă anunț că noi de ieri suntem la ghivetă. O băgăm și pe patronul la ghivetă cu noi. Adică la dietă, dar patronul spune ghivetă. Că noi am început să bem numai apă plată, prieteni, nu mai mâncăm, eu nu mai mâncăm oi. M-a luat după voi, prieteni, toți mi-au spus să nu mai mănânc. Și uite, de câteva zile n-am mâncat nimica. Am mâncat o felie de pâine. Ce am mâncat? Pâine, parcă. Pâine cu ou. Pâine cu o feliuță. Dar să știți că mă simt mai bine acum. Fără mâncare așa în exces, fără nebunie. Patrona spune că nu facem bine, eu am spus să mâncăm și noi grătare, ceaune de astea o dată pe săptămână. Nu așa în fiecare zi cum am făcut până acum. Eu chiar m-am obișnuit acum să beau numai apă, să mănânc puțin, o dată pe zi. Ce părere ai, patroană? M-am obișnuit, mama. Cum vine asta? Să ciugulești mai des, dar să mănânci. Auzi, Mihaela. Să ciugulești mai des, dar să mănânci. Păi da, dar să ciugulești așa o salată, o ceva, nu te găsim. Lasă salată, poți să mănânci carne cât de multă la grătar. La grătar, spune și doctorii, da. La grătar, da, într-adevăr, poți să mănânci un piept de pula de grasă. Și ce grasă? Îmi faci un piept de pula grătar. Și ce grasă? Macaroanele, lăptatele, ăsta, sucurile vă îngrașă mult. Unde bezi toată ziua cola și suc. Da, așa e, să ciugulești. De exemplu, să faci piept de pui, mănânci o fâșie mică dimineața, mai încolo, peste o oră, două, încă o fâșie. Nu înseamnă că te îngrași, că pe grătar nu îngrași, într-adevăr. Dar trebuie să mănânci cu limită, nu să bagi până nu mai poți. Asta e toată chestia. Păi da, oricum nu prea mai mâncat, dar să încep să mănânc așa, cu un piept de pui la grătar. Grătar, da. Subțire, cu o salată verde. Da, cu o salată și la grătar. Nu mai beai sucuri, nu mai mănânci dulciuri, prăjituri. Da. Toate astea, băcănile. Așa facem. Grăsimile astea. Alea reprezint colesterolul. Dulciurile reprezintă colesterolul. Mersul pe jos. E vorba de diabet. Mersul pe jos e mult mai sănătos. Mai tare vorbește. Dulciurile. E vorba de colesterol, e vorba de îți crește imunitatea prea mare. Dar tu mai vii cu patrona la București? Nu mai. Ha? O mai e la București? Nu, nu mai vin eu dacă să fie. Păi de ce nu-i competentă? Promit, solemn. Solemn? Da. Nu-i competentă? Nu mai vreau eu, nu. La muncă cu tine. Deranjează... La muncă creierul de 2000 de oameni. Bă, la muncă cu tine, că ești buturos. Tu de ce nu te la muncă? Păi eu sunt la 65 ani, m-am muncit. Hai, uite, am femei bătrâne la 70 de ani care muncesc. Eu am muncit la viața mea. Da, am văzut. Zi, Ioane. Am femei la vecine de ale mele la Strehai la 70 de ani care muncesc. Auzi, matan. Așa-mi trebuie. Și am ținut pe capul meu. Acesta Ion. Așa-mi trebuie să mă judecă Ion, prieteni. Așa-mi trebuie banii mei.
Întreținerea mea l-am pus de-a culcat, uite, aseară nu l-a pus Cristi să doarmă. Eu spun, și la mine doarme de-atat timp și nu bate nici curat. Miroasă după el. Da, mă, îți dai îi spun seama. Să se spală la baie și Elene să se spală. Da, mă, da, îți dai seama. Mă, să se spală. Da, mă, îți dai seama. N-ar merita să-l țin acolo să da, doarmă la mine. Da, hai de capul meu. Uite, Cristi, nu l-a luat o noapte. Doamne, ce părere ai de acuzațiile care ți se aduc la cunoștință? Nu. Îi place doar ce, să... Ce ai de spus în apărarea ta? Doar să, nu, vorbește mai tare. Îi place doar să facă rău, nu să facă bine. Din punctul meu de vedere. Cum? Dar nu, n-are rost să mai... Evit. Evit? La Cristi ai primat toată ziua multe, pe o bere. Hai mă, lasă-mă. Pe bere, ți-a luat hai, mă, bere, lasă-mă. O bere, Cristi. Și ai filmat toată ziua hai, cu el. Hai mă, am filmat toată, stai seama. Și pe mine nu poți să ții telefonul să mă filmezi. Pot. Pleacă, mă, duce încolo. Pleacă să nu te mai văd. Du-te la muncă cu tine de luni încolo. Da, mă, abia aștept să mă ajung la străhaie. La muncă, să muncesc, că să vezi cum se face bani. Eu, femeie bătrână, și filmez toată ziua. Filmează statul. Da, și mă doare mâna că filmez singură. Crezi da. Prieteni, e groasă treaba cu acest Ion. Hai, mă, ce facem? Hai să fac și alea. Treaba aia. Ioane, vorbim cu prietenii, mă, acum. Da, măi, prieteni, și asta e situația, vreau să-mi spun și Mihaela câteva cuvinte. Da, măi, prieteni, v-am zis, am încercat și noi zilele astea să ne reglăm stilul de viață, că ne simțeam rău, adevărul ăsta e, ați văzut și eu m-am simțit foarte rău. Am zis să luăm o pauză, măcar o perioadă, 2-3 săptămâni, să încercăm și cu regimul ăsta, să vedem cum ne și simțim. Eu mă simt bine. Și eu mă simt bine, nu te mai simți greu în primul rând. Să vezi ce o să slăbesc în câteva zile. Ia. Da. Că miroase în mașină ceapă. Sunt pe cale să slăbesc, prieteni, o să devin slim. Ce părere aveți? Miha? Îți dai seama că e bine, că mai ales apropie vara. Ai văzut, e chin dacă te îngrași și când mergi pe jos, ți se pare dezastru. Așa că ești... Dacă urci cările alea trepte. Așa când slăbești și ești cât de cât la o formă de-asta ok, nu mai ți se pare greu nimic. Ai și altă poftă de viață și altă energie și... Trebuie să o băgăm și pe patronul la ghiveta. Ți se pare totul mai ușor. Păi la ghiveta. Și acum se mănâncă, mi-e foame. Lasă patronul mâncarea. Păi cum, fără mâncare? Uite, eu pe bune tot îmi spune lumea în comentarii și eu ziceam așa, nu știu, nu-i prea-i luam în calcul, știi? Dar acum, prieteni, ați avut dreptate. Tu ești tânăr, la ghiveta. E mai bine să bei apă, să mănânci mai puțin. Să mănânci un să mănânci așa lejer. O salată. Chiar mă simt bine. Au ce mi-a pus o femeie? Serios. O salată și cu friptură de grătar. Păi da. Merge. Sara așa să mănânci. O salată și friptură pe grătar. Îmi faci Mihaela și mi-o friptură la grătar? Da. Ok. Mulțumesc. Dar Mihaela te duce la acolo, la Hambuș. Nu mai mâncăm Hambuș. Hambuș ăla e... Hambuș, șaurma, nu mai gata. Nu mai mâncat de mult la șaurma, nici la terminat-o cu ele. Mai bine faci acasă pe grătar. Un grătar și salată. Ce ai salată? Am mâncat doar găticiul, ne-a făcut o salată verde cu lămâie. Da, salată verde cu lămâie și un grătar. Da. Du-te, hai să luăm ceva acum, să faci grătar și salată. Pe unde fac grătar? Pe balcon aici? Pe balcon aici facem. Avem farfurii, avem tot. Da. Avem farfurii. Da, și facem salată. Hai să luăm salată. Farfurii nu are nimic. Hai, lasă-l pe Ion aici. Stai aici, tu păzăște. Că ia ține apartament. Eu nu plec fără Ion. Hai, da, să luăm salată. Ia zi, cum vrei, fratele tău, nu? Indiferent. Ori cu tine, ori... Ce-i lunga aia? Arată-la, prieteni. Ceapă, lua două ceapă. Ia arată-le. Lua Mr. Juve, niște ceapă și... Cine e Mr. Juve? Madame George. Doamna Mary? Ce? Niște ceapă. Bravo, Ioane, cu ce pica. Ești când spăcală, da, măi, prieteni, cam asta e treaba. Ușa în spate. Nu prea mai avut timp de vloguri, prieteni, pentru că am avut și niște treburi. Și na. Și cu dieta asta, nu prea mai sunt așa vorbăreț. Că n-am putere să mai vorbesc. Îți fac eu acasă, Aline. Înțelegeți? Îți iau un mel și îți fac la ceaun și cu mămăligă. Hai, merge odată pe weekend. Da. Dar ce crezi, da, că nu vine și David? Merge odată pe weekend. Înțelegeți? Ba, vine și David. Da, și luăm un mel și facem la ceaun. Da, măi, prieteni, și... Să mănânci cu fratele tău, că n-ai mâncat oaie, n-ai mâncat mel cu fratele tău cu urmă. Lasă că mâncăm. O să revenim, prieteni, de mâine cu
subiectele noastre. Tot am zis că revin, dar na, m-am luat cu altele și n-am avut timp. Dar vă ține patronul la curent, n-ați văzut că filmează singur în reluare? Singură, prietene, ați văzut că filmează volanul, picioarele la oameni. Vă țin la curent, filmez și eu cum pot, scuzați-mă, prieteni. Să mă scuzați că filmez cum pot, șef, că dacă n-are cine, nepotul David Leonardo nu dă interesul de mine. Înțelegi? Și filmez și eu cum pot. Uite, mai m-a pus clipurile Alin, Mihaela, le mulțumesc. Acasă mi le pune Alex. Gata, prieteni. Ne vedem mai târziu. Vă pupăm, vă mulțumim tuturor că sunteți alături de noi. Vă dorim o zi minunată. Sănătate și pa, pa. Sănătate care ne urmăriți, pa, prieteni. Ioane, salută prietenii. Vă salut, prieteni, dragi prieteni. Bun, bun, bun. Și multă sănătate din partea mea pentru Alin, pentru Mihaela, pentru David, pentru... Gata, pentru toată lumea. Vă pupăm.